Te salut, națiune, și bine ai venit la un nou clip. Vorbim despre casa Jo Malone, London. O casă de nișă, o casă foarte interesantă, cu o istorie curioasă, într-o oarecare măsură, și cu niște compoziții foarte frumoase din punctul meu de vedere. Iar astăzi vorbim despre Lime, Basil and Mandarin, o compoziție foarte frumoasă, îndeosebit pentru sezoanele calde. Hai să vorbim un pic despre istoricul acestei case. Jo Malone este o persoană fizică, în primul rând, care a lucrat ca florăreasă pe timp de zi, iar noaptea ca și cosmetician. Și tocmai datorită modului în care aceasta lucra și datorită faptului că surprindea clienții cu diverse cadouri pe care le oferea, a reușit în cele din urmă să se facă remarcată și în mod deosebit datorită unui ulei de baie numit Nutmeg and Ginger, sau nucșoară și ghimbir, în traducere pentru nevorbitorii de limbi străine. Astfel, dobândind, dacă vreți, statut și fiind din ce în ce mai căutată de către clienți. Drept urmare, ca urmare a acestei întâmplări fericite, în anul 1994 ia ființă compania, ia ființă propriu-zis casa Jo Malone. Iar în 1999 această companie este preluată de un gigant din industrie, și anume de Estée Lauder, care încă se ocupă de brandul Jo Malone. Jo Malone a rămas în cadrul companiei până în 2006 ca și director general, ulterior s-a retras, însă în 2011 a revenit din nou în industria de parfumerie. O persoană, un creator care nu s-a sfiit niciodată și care întotdeauna a încurajat amestecul de parfumuri sau layering-ul, dacă vreți să folosim un termen specific. Drept urmare, creațiile acestei case, ca și semnătură, dacă vreți, a casei, ca și tradiție, sunt făcute în așa fel încât să se poată împerechea și cu alte compoziții. Drept urmare, puteți purta două parfumuri sau poate chiar trei, depinde de preferințele voastre, făcând layering de la Jo Malone. Ăsta este conceptul ei. Un concept foarte interesant. Noi astăzi însă vorbim despre Lime, Basil and Mandarin, un parfum apărut în 1999, un parfum foarte interesant din punctul meu de vedere, și asta datorită faptului că este un parfum pentru sezoanele calde, în primul și în primul rând, dar și datorită compoziției, care este foarte interesantă. Avem notele de vârf, limetă, mandarină și bergamotă, în notele de mijloc avem busuioc, liliac, iris și cimbru, iar în notele de bază avem patchouli și vetiver. Parfumierul este evident Jo Malone. O compoziție foarte frumoasă, citrat aromatic, ușor lemnoasă, dar nu foarte. Însă câteva elemente joacă un rol esențial în compoziția asta. În primul și în primul rând, nota aia de mandarină, care se combină cu o notă extrem de zemoasă și de frumoasă de bergamotă, asistată și de o notă de limetă, care atâță un pic toată compoziția din deschiderea parfumului. Însă, lucrul cel mai interesant din acest parfum, mi se pare a fi inima parfumului și, în mod deosebit, datorită notei de cimbru și de busuioc. Aceste două note aromatice joacă un rol absolut uluitor în parfumul ăsta, pentru simplul fapt că reușesc să transforme nota de iris și nota de liliac în ceva foarte frumos. Parfumul capătă veleități florale, dar totodată, deopotrivă, condimentate, aromatice. Astea fiind suprapuse ulterior pe un pat frumos format din notele de deschidere, care vor rămâne până la sfârșitul purtării prezente pe piele, în mod deosebit nota de mandarină și nota de bergamotă. Mai mult decât atât, în spate avem nota de patchouli și nota de vetiver, care vin și oferă un pic de caracter mai masculin parfumului, nu-i permis să se ducă în totalitate în partea de feminin, parfumul fiind de altfel marketat și vândut ca parfum de tip unisex. Însă, spre deosebire de alte creații de la Jo Malone, pentru mine ăsta poate fi purtat foarte lejer de bărbați. Este, dacă vreți, într-o oarecare măsură o similitudine cu aqualegoria limon verde de la Guerlain. Și ăla este un parfum de tip unisex din linia aqualegoria, însă, datorită notei de smochină și datorită restului de compoziție,
poate sta foarte bine și pe pielea unui bărbat. În egală măsură, alte parfumuri, deși sunt făcute unisex, înclină mai mult balanța spre partea feminină. Din punctul meu de vedere, ăsta este un parfum perfect și pentru bărbați și pentru doamne. Un parfum foarte fresh, foarte revigorant, foarte frumos izul pe care îl emană. Un parfum care te duce cu gândul la relaxare, care te duce cu gândul la vacanță. Un parfum foarte bine făcut, cu niște note foarte bine alese, care au individualitate în cadrul compoziției și, în egală măsură, au și voluptate. Lucru care pe mine mă interesează în mod deosebit când vine vorba despre parfumuri. Nu este doar un simplu amalgam, un simplu mix de note și ce-o fi, o fi. Nu, se vede că este un parfum făcut foarte, foarte bine. Mai mult decât atât, ceea ce îmi place mie la acest parfum, în condițiile în care este un parfum de temperaturi mai ridicate, sincer să spun, este un parfum de temperaturi moderat ridicate, tocmai de albă foarte bine purtat primăvara, toamna, dar în mod deosebit vara. Și performanța este una foarte, foarte bună, cel puțin la nivelul pielii mele. Ce o fi la nivelul pielii altora, strict problema lor, nici măcar nu mă doare capul. Dar pe pielea mea, parfumul ăsta stă undeva în zona de 12-13 ore și chiar proiectează bine. În primele două ore și jumătate, parfumul proiectează bine. Nu este o proiecție de tip monstruos, nu este o proiecție de tip să lăsăm dâră, dar proiectează foarte bine. După care am parte de o proiecție de tip moderat, aproximativ 4 ceasuri, și o proiecție de tip slab, aproximativ 2 ceasuri. Iar până la sfârșitul purtării, parfumul se așează foarte aproape de nivelul pielii, dar nu devine în totalitate un parfum de piele. De-abia, cred că în ultima oră, oră și jumătate de purtare, cel puțin la nivelul pielii mele, parfumul mai poate fi sesizat doar dacă bași tu nasul în piele. Altfel, continuă să transmită foarte multe adieri. Iar adierele sunt foarte frumoase. Foarte frumoasă pentru că ai combinația absolut excelentă dintre mandarină și bergamotă, asistată de nota aia genial făcută din punctul meu de vedere în parfumul ăsta, de busuioc, dar și nota de cimbru. Și ai inclusiv influențele alea de paciuli și de vetiver, care încearcă să ofere un caracter mai puternic, o coloană mai puternică parfumului, dar fără să devieze compoziția de la, hai să spunem, mesajul general. Nu sunt două note care intervin brutal, sunt două note luminoase de data aceasta, de paciuli și de vetiver, nu întunecate, nu hipermasculinizate. Tocmai de aceea parfumul ăsta îți creează un sentiment foarte plăcut de confort, de eleganță în același timp și de bună dispoziție, pentru că ăsta este adevărul. Este un parfum care te bine dispune. Te duce cu gândul automat la vacanță, te duce cu gândul automat la relaxare, la o stare de bine, la lucruri frumoase, nu știu, undeva în natură, pe malul mării, imagini de genul ăsta. Iar asta este o chestie foarte bună. Un parfum care, din punctul meu de vedere, este destul de flexibil, din punct de vedere al scenariilor de purtare, în sensul în care poate fi asortat la foarte multe ținute, poate fi folosit și ca parfum asortat la o ținută formală, de exemplu, la evenimente deosebite, la o ținută business casual, dar și la o ținută, desigur, casual sau o ținută de vacanță. De asemenea, un parfum flexibil și din punct de vedere al purtătorului, zic eu, se adresează perfect atât consumatorilor tineri, cât și consumatorilor maturi. Va fi apreciat deopotrivă, zic eu, de ambele categorii și deopotrivă, fiind un parfum unisex, va fi apreciat atât de bărbați, cât și de doamne și domnișoare. Din punctul meu de vedere, unul dintre cele mai frumoase și cele mai interesante parfumuri pentru sezoanele calde pe care le poți cumpăra, pe care le poți deține. Performanță foarte bună, mirosul este foarte, foarte frumos, în primul și în primul rând, pentru că aia te interesează, mirosul să fie bun. Dar în cazul de față, în Lime Basil and Mandarin de la Jo Malone, atât mirosul cât și performanța sunt absolut excelente, din punctul meu de vedere și pe pielea mea. Dar ca întotdeauna sfatul rămâne același. Dacă aveți ocazia să-l testați pe propria voastră piele, să vedeți cum se comportă din punct de vedere al mirosului, din punct de vedere al performanței, faceți acest lucru, testați-l, vedeți cum vă împăcați cu el și, desigur, ca întotdeauna, pentru că voi sunteți stăpân pe banii voștri, decizia de achiziție va aparține în totalitate și nu aveți decât să-l achiziționați sau să nu-l achiziționați, în funcție de experiența voastră.
Din punctul meu de vedere, însă, primește recomandare maximă dacă ești în căutarea unui parfum foarte bun pentru sezoanele calde, îndeosebi pentru zilele de vară. Dacă ești în căutarea unui parfum recoritor, revigorant, dar în același timp elegant, confortabil și care să poată să fie asortat la cât mai multe situații sau scenarii de purtare și la diverse tipuri de ținute, atunci Jo Malone Lime, Basil and Mandarin este acel parfum. Recomandare maximă de achiziție, parfumul nu costă nici exagerat de mult, fiind de nișă. Nu toate parfumurile de nișă se vând la prețuri nesimțite, așa cum practică alte case. Ne vedem data viitoare în acțiune. Până atunci, ca întotdeauna, îți mulțumesc pentru timpul acordat, îți mulțumesc pentru atenție, pentru suport și dăm voie să-ți urez toate cele bune.